sunt Alina și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face cașcaval de casă. Pentru aceasta vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 1 litru de lapte, 200 grame smântână, o linguriță de sare și 3 ouă. Pentru început voi pune laptele la fiert. Acum voi bate ouăle cu sarea și cu smântâna. Așa o consistență trebuie să obținem. În laptele fierbinte adăugăm amestecul din ou și smântână. Amestecăm în continuu pentru a nu se arde. A ajuns aproape la punctul de fierbere. Acum vom lăsa focul mic. Voi schimba telul pe o lingură de lemn. A început să se lege, uitați-vă, a început să se formeze și cașcavalul nostru, mult așteptat. Acum îl dăm la focul cel mai mic posibil și nu uităm să amestecăm continuu pentru a nu se arde. Uitați-vă, a început să aleagă mult mai bine. Se separă cașcavalul. A început să obținem bucăți mari. Uitați-vă. Acum voi opri focul și îl voi lăsa pentru 20-30 de minute. Pentru a se separa mai bine, după care îl voi pune într-o sită sau într-o strecurătoare. Aici am un bol și o sită. În sită voi pune și două rânduri de vin. Și acum voi turna din compoziția care am făcut-o mai devreme. Acum puteți să-i puneți ceva greu deasupra pentru a-i da o formă. Eu o voi pune într-o sită pentru cernut făina, în aceasta, pentru a se primi rotundă. Voi presa bine. Acum lăsăm cașcavalul la scurs pentru 3-4 ore, după care venim cu rezultatul final. Au trecut 4 ore de când am pus cașcavalul la scurs, l-am scos din formă, acum haideți să-l tăiem și să vedem ce s-a primit.
Uitați-vă cât de fin e. Am să gust. Este foarte gustos, dar ar fi minunat să-l lăsăm peste noapte. Îl punem la frigider și lăsăm peste noapte pentru a se întări mai bine. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu. La revedere!